Mai mulți elevi de gimnaziu din județul Brașov au fost intoxicați după ce au băut lapte la școală, conform programului Cornul și Laptele. Deși de săptămâni la rând numărul îmbolnăvirilor crește simțitor, se pare că autoritățile nu iau nicio măsură de îmbunătățire a condițiilor de transport sau depozitare a alimentelor, astfel încât copiii să fie în siguranță, scrie pcnews.ro. În cazul de față este vorba despre 4 copii de la o școală din Codelea, precum și de 5 elevi de la școala numărul 31 din municipiul Brașov. Din primele informații reiese că laptele ar fi fost infectat cu bacteria E. coli.